Ce își doresc cu adevărat femeile? Totul. Supunerea bărbatului. Nu s-a aflat niciodată. Niciodată? Femeie, niciodată. Lasă-l, trebuie să învețe următoarele cuvinte. Ai dreptate, draga mea. Nu știu ce să zic, dar tu ești oricum greu de impresionat. Ești voi afară. Vă salut, oameni frumoși, este o zi specială pentru că chiar acum, aici unde filmăm, este un eveniment cu ocazia zilei de 8 martie și vom merge să vorbim cu sute, cu mii de femei și de bărbați pentru a afla ce anume își doresc femeile. O întrebare care ne bântuie de mii de ani și pe mine de 35 de ani, dar astăzi voi afla secretul și o să vi-l ofer și vouă. Intrăm în interiorul secretului. Bună, fetelor, salut! Vă mulțumesc că sunteți prezente! Vin în calitate de observator să vă întreb ce înseamnă pentru tine romantismul. Este foarte esențial, da. Dar nu e obligatoriu. Nu-i musai, nu? Nu. Și tu, ce, de exemplu, ce dorești de o martie? Să fie toată lumea fericită. Și soacra, și vecina, și colega de la lucru, și amanta. Nu am soacră, okay. Dar mi-aș dori. O, ce drăguț. Ești pentru toate doamnele în vârstă care au un băiat cinaș, frumos, înstărit, harnic. Să veniți să vă prindem pe domnișoară. Spor la treabă. Mulțumesc. Păreați de niște femei cu experiență, așa că am venit să vă întreb ce își dorește o femeie în general, dar și de 8 martie. Păi cel puțin noi două suntem mature, independente, okay. Cam avem tot ce vrem, nu ne mai dorim nimic de la ei. Ești de acord, Adriana? Nu știu ce ai spus, dar da, sunt de acord. Eu am întrebat-o ce își doresc femeile în general. Totul. Totul? Da, cam același răspuns, eu spun nimic, tu ai spus totul, înseamnă că vă potriviți, sunteți cumva complementari. 40 plus, cred că femeile vor liniște și cam atât. Da? Da, da. Și la 20 își doresc altceva? Totul. Am înțeles, deci există o evoluție de la tot la nimic, nu? Spre nimic. Deci acum n-ai avea așteptări ca un bărbat să vină cu o floare, dar în cazul în care vine este o surpriză plăcută, nu? Cea mai plăcută. Florile întotdeauna sunt surprize plăcute. După cum se poate observa, suntem într-o sală de evenimente enormă. Zeci de mii de oameni, mă rog, câteva mii, dar ideea e că observ că e un raport cam de 3 la 1 femei bărbați, deci raiul pentru bărbați aici, e chiar un domn care mă filmează acum, vrea să filmeze momentul lui de glorie. Cum vă simțiți în rai aici? Foarte bine mă simt. Nu vi se pare că sunt prea multe doamne și domnișoare aici? Supraviețuiți? Foarte multe și e destul de plăcut, mă simt onorabil în acest grup de femei. Sunteți cu soția? N-aș vrea să fiu cu soția. Mi-am făcut două prietene de când am venit aici. E ziua de naștere. Ziua lui domnul? Da, e ziua de naștere, mi-o zis, da? Cred că e cel mai rău lucru ca bărbat să fie ziua ta în 8 martie. E un bărbat care ar fi în măsură să ne dea nouă sfaturi ăstora mai tineri despre romantism. E romantic? Da. Ziceți-mi, într-o propoziție, cum să fiu romantic? Drăgăstos și iubitor. Mă scuzați, unde-s bărbații? Nu înțeleg. Acasă? Da, îți pedepsiți sau așa e cursul firesc al lucrurilor? Nu, nu sunt pedepsiți. Deci natural să acasă. Normal să fie acasă la ora asta. Sau, da, probabil de mâine, cred că tot în oraș o să fie, nu? Bineînțeles. Am înțeles. La această sală de evenimente care vă rog frumos să vedeți cum arată. Absolut minunat. Am filmat și noi filmul nostru Nuntă pe Bani, unde aici am recreat două nunți. Și a fost fantastic și trebuie neapărat să vedeți și voi în cinema. Nu mă atază. Să ne surprindă. Vă surprindă? Da. Și de exemplu, dacă de o martie nu v-a... Plăcut. Am înțeles. Aici vreau să vă zic că dacă nu face nimic de o martie... Și cumva, simțiți că pretențiile cumva au scăzut toată cu vârsta? Nu. Nu? Nu, dimpotrivă. Sunt tot felul de teorii, unele care zic că femeile tinere sunt mai puțin pretențioase, unele zic că femeile mai cu timpul devin mai pretențioase. Cred că depinde de personalitatea fiecăruia. Și nu să puteți spune că ați rămas constantă, nu? Exact. Constant pretențioasă sau constant? Constant pretențioasă. Înțeles. No, salutări la domnul, mult succes, nu-mi ușor. Bărbații, chiar dacă stau acasă, n-au voie să se adune. Să se strângă în grupuri, nu? Au voie, bineînțeles au voie. Că au voie. Da, pe Zoom. Pe Zoom vorbiți, dar nu vă întâlniți, că voi tot timpul faceți prostit. Domnilor și domnilor, după multe... Așa ne-am prostit pe aici, am ajuns lângă două cupluri fericite. Foarte fericite. Deci, de la depărtare păreți fericite. Și vrem să aflăm care e secretul unei relații de succes. De cât timp sunteți împreună? De 22 de ani căsătoriți. Nu credeți, 22 de ani și acum sunteți veseli, se țin în brațe, glumesc, se simt bine, ca și cum ați fi la prea întâlnire. Cred că ăsta e secretul. Care? Căsătorești de tânăr. Da? Vrem să aflăm ce e în inima femeilor, ce își doresc cu adevărat femeile. În seara asta? Da. În seara asta? În seara asta? Nu, în general, tu ca femeie, ce îți dorești? De la un bărbat? Mai liniște, să-mi ofere siguranță și liniște. Siguranță și liniște. Liniște așa, știi? Și siguranța trebuie să zică, ești ok, ești cu mine, stai liniștită? A, nu. Nu?
nu. Să fie numai acolo pentru tine, nu? Să fie acolo pentru mine, și da. Și dacă nu face cadouri sau ceva, nu-i stres. Ai face, trebuie să și fac. Deci liniște, cadouri, siguranță, nu? Da. Și să fie spontan sau ceva. Să fie. Și să fie și spontan, ok. Deci să fie cam de toate. Am înțeles, deci spontan ar trebui să fie romantismul. Da, da. Și romantismul, am înțeles. O să mergem la un alt nivel, unde lumea știe adevărul despre femei, că femeile își doresc un bărbat romantic. În seara, eu mă duc să aflu ce-și doresc femeile, mă duc la un alt nivel, o să aflu... Nu o să aflu niciodată. Niciodată? Femeie, niciodată. Mă duc degeaba, nu? Foarte complicate, da. Încercați, dar nu știu. The Motors? Salut! Nu l-ai văzut pe Smiley? Nu. Nu știu dacă a ajuns. Pe Hagi? Când apare? Hagi. Peste oră. Hagi, nu-i? Da. Nu știu. Elena Udrea? Nu, scuze. Pentru că sunt prea multe păreri, am venit la omul suprem care poate să-mi spună ce-și doresc femeile și ce înseamnă să fii romantic, și anume la Smiley. Salut! Smiley, în primul rând, felicitări pentru apartamentul ăsta, da, de la Wonderland. Mulțumesc. Știam că faci mulți bani, dar, man, e Cluj-Napoca, asta nu știu cât, 10 milioane? Băi, cred că da, cam așa, nu știu că... Arată de vedetă, știi? Atâția bani aveam în buzunar în ziua aia, deci... Da, și ai zis, nu, dăm de atâta și l-ai primit pe ăsta. Arată foarte bine, ai venit pe ziua, ai văzut Clujul de aici. Da, era ziua când am văzut apartamentul prima oară. Și vreau să spun că e mai ușor să fii romantic dintr-un apartament de genul ăsta, știi? Că dacă vii cu... Nu, dacă aș veni eu cu soția sau ai venit tu cu Gina aici, deja ești romantic din start, nu? Băi, știi că și eu îmi pun tot timpul întrebarea asta, bă, de fapt ce înseamnă să fii romantic? Ce am văzut în filme, ce am citit în cărți. Depinde, nu? De la femeie la femeie, ce romantism s-a diferă? Depinde la ce filme s-a uitat. Fiecare femeie are niște preferințe ale ei personale sau niște preferințe care au fost hrănite, înscrise, okay, prin intermediul propagandei, să zicem așa. Propaganda romantismului. Ce crezi că își doresc femeile de la un bărbat? Pentru că acum s-o crea mai multe tipologii, trebuie să fii super grijuliu, trebuie să o lași liberă, trebuie să o încurajezi în care, trebuie să spui părerea sinceră. Cred că de fiecare dată altceva. Mm-hmm. Asta e părerea mea. Da, și nici nu-i anunță când își schimbă. Nu, se schimbă. Am zis să fii romantic și acum s-o schimbă. De ce mi-a zis că s-a schimbat, știi? Eu cred că e foarte important pentru un bărbat să rămână bărbat. Uh-huh. Și să aibă o coloană vertebrală, o conduită, să-și păstreze părerile, să le împărtășească, să-și le susțină, doar că, dacă se ajunge la ceartă, trebuie să învețe următoarele cuvinte. Ai dreptate, draga mea. Pentru că întrebarea este așa. Vrei să ai dreptate tu? Sau vrei să ai liniște în casă? Tu n-ai problema asta că dacă ai ego mai mare, să fie mai greu să renunți? Bă, m-am antrenat mult să nu am dreptate. Asta ar trebui pusă cu citat. M-am antrenat mult să nu am dreptate. Exact. Deci un apartament în care este ecou, da? Nu, într-adevăr, dacă, cred că dacă vii cu iubita aici, da, o dai pe spate un pic. Sau și să vii cu mai multe cupluri, știi? Nu, no, facem o seară. Când durei tu? Ce preferințe ai? Da, iartă-mă. Nu, nici vorba, nu, îți bea cu minte. Șoc, intrăm în dormitorul lui Smiley. Și avem și o lebădă aici, pe care ai cam stricat-o, fie vorba între noi. Aici, acuzic cu view spre Cluj. Păi așa mă apuc și eu de cântat. Mă apuc și eu și cânt și am cameră de genul ăsta, dar am înțeles că poate oricine să-și ia o cameră de asta dacă are resurse. Da. Sau dacă are concert. Sau dacă are concert. Smiley, îți mulțumesc mult pentru că ne-ai primit. Mult succes la concert. De? Lumea te iubește jos, toată lumea zice am venit pentru Smiley. Au venit? Așa, da. E cineva jos? Îi, destul de multă lume. Da. Am în preajma mea doi bărbați puternici, doi bărbați hotărâți, adevărați. Băieților, bărbaților, am o provocare în seara asta, am mers, am vorbit cu fete, am vorbit cu bărbați, am încercat să aflu ce își doresc femeile de la un bărbat. Și o să te întreb și pe tine, Liviu. Tu știi acolo în misterul ăla ce anume își doresc femeile? Da. Supunerea bărbatului. Și doresc asta. Să se supună bărbatul. Cam asta e. Și dacă bărbatul e supus, să vezi că nu mai... Sângele! Ni l-ar lua. Sângele! Să rămâi mic, uscat, și, dar să produci, adică să nu... Dar de la ce te-ai luat? Stai așa, pică, să te-ai luat de la ce? El a trecut printre două decepții. Femeia vrea un bărbat romantic. Normal. Normatic când... Tu ești romantic. Eu, de exemplu, n-am luat flori astăzi, nu știu cât de romantic sunt, că am fost plecat, am mâncat ceapă.
Okay. Nu știu dacă, cred că de asta și stai când mai... E bine că ai mâna, da. Eu sunt romantic în limita bunului simț, știi? Okay. Că dacă ești prea romantic, are impresia că ai făcut ceva greșit. Și tu par genul romantic, îmbrăcat elegant, îmbrăcat negru. Da, par. Asta, de fapt, asta e și ideea, lucrăm la imagine. Okay, cel mai important este să pari în ziua de azi, e să pari. Okay. Azi filtrele pe Instagram? Da. Păi tu te-ai întâlnit cu vreuna de pe Instagram care are pozele alea? Mi-a fost frică. Sau ai trecut pe lângă ea că nu știe care e. Da. Asta e adevărul, așa și noi. Părem, avem tot ce trebuie. Părem. Și tu de 8 martie ai cumpărat un cadou? Da. Da. Am cumpărat până pe 8 martie tot ce se putea cumpăra pe 8 martie, de aia n-am mai avut ce să mai iau pe 8 martie. Adică ea, cam toate din viața mea au avut 8 martie în fiecare zi, înțelegi? Deci astăzi pentru mine e o zi banală în care voi cumpăra fix și am cumpărat și până acum. Din păcate l-am prins pe Andrei într-un moment mai sensibil, într-un moment mai vulnerabil. Am o să îmbracă în costum. Pretențiile unei femei scad odată cu vârsta, adică dacă la 20 de ani... Cresc? Da. Dar de ce? Din ce cauză? Pentru că scazi tu, crește ea. N-ai înțeles. De-aia la 20 de ani e bine. Atunci e momentul, știi? După 20 de ani nu mai e. N-avem nicio șansă. Suntem pe calea de dispariție. Cam asta e. După fizic, tu n-ai avut nicio șansă niciodată. Da, adică... da, eu am vrut să fie un vlog amuzant, pe pozitiv, dar... Îmi pare rău asta e. Pare rău că vă spunem noi. Da. Chiar ți-a ieșit super. Da, am venit cu trupa, cu ele, am venit cu Adi, da. Să ne schimbăm și cântăm cum eram pe vremuri. Cântăm piesele. Da. Nu o piesă, ochii tăi. Și femeile erau, că ții minte anii ăia, am prins și eu anii 2000, mergeam la mare, Doamne ferește, făceai atât așa, acum trebuie să faci mai mult. Acum atât și dacă nu o pun, poate. Deci femeile erau mai ușor de impresionat. Ce le-au schimbat? Cum adică mai ușor de impresionat? Adică tu făceai numai, hello, și erau, Lindu, Vârciu. Erau greu acum și atunci. Gen... Nu știu ce să zic, dar tu ești oricum greu de impresionat, ieși voi afară. Haide și Andrei. Andrei. Luăm apa asta. Poți să iau apa asta. Romantic ești? Mulțumesc, sigur că da. Hai că iau apa asta. Păi oricum cine se poate supăra pe tine că e să iei. Mulțumesc. Dacă spui, te mai lasă, o să ia da. Mulțumesc. Supăra pe tine cu siguranță. Hai că o supăra pe tine. Unde vedem o coadă de doamne drăguțe, înseamnă că este un loc instagramabil. Aici. Ăsta e locul. Salut. Efect, le-am blocat. Deci o să fiu. Haideți, vă rog, nu vreau să incomodez aici. Zâmbim, da? Și, da? Pare rău, cer scuze, cum să le... Eu vreau să plec, dar nu... Hai, te rog, șezi jos aici. Da, lasă, te rog. Lasă, că hai, te punem la stanga aici, frumos, în brațe. Hai, doamna, să nu o să spun. Eu m-aș ducem. Hai să mă vedem aici, bună. Bună. Sunt aici cu două fete care n-au voie să fie aici, pentru că-s cu amantul aici. Le-am văzut că erau cu trei bărbați și acum... Nu, erau trei care erau supuși. Trei bărbați care făceau și ea se mișcau așa. Și acum o să meargă afară să mă părăsească. La revedere, 8 martie, minunat. Sunteți minunate. Avem aici un entertainer, o persoană care aduce distracția, care a creat atmosferă sus acolo. Și vreau să te întreb cum simți atmosfera acolo. Nu se pare că sunt cam multe femei pentru un bărbat? Sunt, dar având în vedere că femeile conduc lumea în ziua de astăzi... Da, avem voie să zicem pe post asta. Bineînțeles. Sunt niște politici foarte dure la YouTube și ar putea să dea jos clipul dacă aud că femeile conduc lumea. Bine, bărbatul conduce lumea, dar femeia stă în spatele lui. Ok, și de ce crezi că femeile nu aleg să vină cu partenerii la evenimentul ăsta? Pentru că își doresc și ele libertate, să se să înflorească, măcar pentru o noapte. Și cum ți-ar plăcea să fii un bărbat romantic? Ce ar trebui să facă? Cum ar trebui să se comporte? Ce surpriză să-ți facă? Păi pe mine mă rezolv repede, cu o cutie de bomboane și cu, cred că, 2, 3, 4, 5, 6 perechi de pantofi, ok. Mhm. E ușor? Asta e într-o tură sau dozată pe anumite perioade de timp? Serios? Mm-hmm. Într-o tură. Într-o tură, am înțeles. Ți-i cumva închis telefonul? Soțul. Stai că ți-o dau imediat. Scuze. Era cu fetele, se prosteau un pic. Scuze. Da, e aici. Zuma, fete. Nici urmă de bărbat. Nici urmă, nimic. Nimeni. Deci stai liniștită. Te las. Bine? Bine, e numărul meu. Pa. Vă aștept de jumătate de oră. Nu... Bună. Nu ți-e frig? Cum devine așa târziu? Lucrez la florărie, da? Și astăzi am vândut flori de 8 martie. Și cred că... ai primit un buchet de 8... Să știi că am primit un trandafir galben de la un client. Și bănesc că ai observat niște tipare, niște bărbați care vin după masa, după flori, știi? Ai observat că bărbații care vin după masa sunt mai plăștiți, cumva, gen... Exact. Dăm și mie. Ce aveți acolo, ce-o rămas, îi rup trandafirul, dă-l încolo, rup cu mâini.
nu? Exact, dacă orice cumpără de aia care a venit marca ieri în 7 martie, azi gen vreau neapărat. Exact. Nu, martie orice. Exact. Am o coroană, dă-o în cauce, bună. În primul rând, la mulți ani de o martie. Mulțumesc frumos. Pare că te simți, că te distrezi. Minunat. Și o să întreb ce ai pățit la picior. Da, un mic accident la schi. Ai călcat strâmb? Am călcat strâmb, dar nu în familie. Am înțeles. Erai cu soțul când ai călcat strâmb? Eram pe lângă soțul, da. Și soțul a sărit în ajutorul tău, nu? A sărit și m-a dus în brațe, da. A, ce frumos. Cred că e și o oportunitate ca să-ți arate cât de mult te iubește, nu? Bineînțeles. A fost un clip filmat sub presiune, presiunea fetelor din jurul meu care mă fac să mă panichez un pic. Iată că n-am aflat nimic în legătură cu ce doresc femeile, dar măcar am încercat și am pornit această campanie și îmi doresc cât mai mulți influenceri să ne se alăture și să pună umărul și să aflăm până la urmă ce îți doresc femeile de la un bărbat. Vă mulțumesc mult că m-ați urmărit și scrieți-mi și voi în comentarii voi ce credeți că îți doresc femeile de la un bărbat. Vă pup!